Domnul Rotaru, ați aflat până la urmă cine a fost vinovat că l-ați pierdut pe Octavian Popescu din grădina dumneavoastră? Dar am spus-o de 10 ori. Octavian Popescu nu a fost jucătorul nostru. A fost un jucător împrumutat. Bun, dar putea să-l țineți. Poftiți? Putea să-l țineți. Cum? Păi asta vă explic. Colegii mei din partea administrativă au făcut o greșeală birocratică. Nu i-au făcut contractul și pentru perioada... Poftiți? Am înțeles, zic. Nu i-au făcut contractul și pentru perioada următoare. Domnul nu era Victor de datoria noastră. Ei trebuia să vă spună, domnule, ăsta e un jucător care trebuie să-l ținem. Și nu, gata. Nu. Opriți-vă. Nu a fost vorba de asta. Toată lumea a fost de acord. De la cel mai mic la cel mai mare. Numai că nimeni nu a știut de această scăpare a staffului administrativ. Este obligatoriu momentul când îi faci unui jucător, iei un jucător împrumut cu clauză, cu opțiune de cumpărare, obligatoriu faci un contract și pentru perioada următoare în cazul care se activează opțiunea. Asta e lipsă mare. Da, numai că ei nu au făcut, nu au discutat, stați puțin. După care am auzit niște povești că nu l-am lăsat la echipa națională. Este fals. Nu l-am lăsat la echipa națională. Uh-huh. E o mare diferență, pentru că un jucător convocat la echipa națională nu ai voie să nu-l lasi să se ducă în datele respective. Corect. Oamenii de acolo au vrut să-l vadă pe acest jucător extra. E, la Universitatea Craiova noi nu trimitem pe nimeni la astfel de acțiuni. Da, am înțeles. La fel cum am fost uimită, nimeni nu a băgat de seamă că, să spunem, scopurile Federației Române de Fotbal vis-a-vis de Liga 1 s-au schimbat. În sensul în care dânsii își doresc ca noi să vindem jucători la sume cât mai mari din România, jucători tineri. Este fals. Nu asta își dorește fotbalul românesc. Fotbalul românesc își dorește să aibă echipe în Europa League, în Champions League, un campionat puternic. Deci sunteți împotriva puternic regulii celui de-al doilea jucător ținut obligatoriu 45 de minute? Până să ajungem acolo, deci până să ajungem acolo, există o altă problemă. Federația a mai spus-o, este a doua oară când o spune. Au mai spus acum 2-3 luni de zile, am crezut că nu aud bine, că vom avea o națională puternică când 22 de jucători vor juca la cluburi puternice de afară. Nu ăsta trebuie să fie scopul nostru. Poate să fie o generație de excepție și să ai o națională bună. Dar scopul nostru este ca să creștem fotbalul românesc, echipele din România. Nu să vindem jucători. Federația Română se transformă în agent de jucători, ceea ce este greșit. Bun, dar adevărul, realitatea arată că toate echipele, inclusiv Craiova, vin de jucători pentru care are nevoie de bani, pentru care l-am dat oferte pe care nu le poate refuza. Exact, dar nu ăsta este scopul nostru. Scopul nostru nu este să fim o Liga 1 care să fie academie pentru cluburile de afară. E ca și cum îți înfiesc clopii copii. Scopul să fie ăsta. Că îi înfiesc sau nu e altă discuție. Dar scopul tău în momentul când te înfințezi, vreau să nu înfiesc copilul. Nu este bine. De acord, dar uitați-vă că, de exemplu, croații reușesc să facă și una și alta. Da, reușesc să și vândă și mulți jucători. Asta am făcut și noi, dar Federația a declarat că ăsta este scopul. Scopul este să vindem mai scump decât Polonia, Croația și Serbia. Nu ăsta este scopul, asta trebuie să fie o consecință. O consecință a unui fotbal puternic. Nu ăsta trebuie să fie scopul, să vindem mai scump decât aia sau mai ieftin sau să vindem. Corect. Pe de altă parte, trebuie ca foarte multe cluburi să aibă alte surse de finanțare decât drepturile în televiziune care par insuficiente și deci sigur, consiliile locale. Da, deci consiliile locale sau generale. Adică trebuie să atragă bani ori altfel decât prin vânzarea de jucători. Dar cine vinde? Doar cine va vinde în continuare? Vom vinde noi, FCSB și Viitorul. Nu va ajuta Liga 1, pentru că am văzut acum că sunt cifre că 26 de milioane au fost aduși prin vânzarea jucătorilor tineri. Bun, dar să nu omitem că 22 au fost aduși prin vânzarea lui Man și Mihailă, Craiova și FCSB, care oricum vând prin natura lor. Da, da, dar celelalte echipe vă vând noastră, sau în fine, FCSB, CFR-și, trezi măcar așa, adică... Da, dar să nu facem din regula, pentru că din regula Under 21 cauza, da, acestor rezultate bune în vânzare. Pentru că nu există. Mihailă joacă de la 16 ani la Craiova, Creciu de la 16 ani, Ivan la 16 ani scria împotriva FCSB-ului. La fel la FCSB sunt astfel de cazuri. Deci da, noi trebuie să ne focusăm să dezvoltăm fotbalul românesc. Să dezvoltăm crescând cluburile, forțând cluburile să vină mai puternice. E da, clar că este bine să vindem la sume mari. Dar nu asta trebuie să fie scopul, trebuie să fie, repet, o consecință a sănătății fotbalului nostru. Interesantă discuție. Mulțumim, domnul Rotaru, pentru intervenție. Multă plăcere.